astăzi este un antrenament pentru brațe, iar acest antrenament poate fi pus în practică de absolut toată lumea, așa că poți să faci acasă sau la sală sau oriunde te afli, pentru că este rapid și foarte eficient. Haideți să trecem la treabă, însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să te abonezi, pentru că sunt aici aproape zilnic cu antrenamente noi pentru voi și nu ai vrea să ratezi niciun video. Acum haideți să începem! Know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about... Începem cu primele două exerciții, care vor fi pentru încălzire, te vor ajuta să-ți încălzești brațele, așa că ține brațele drepte în lateral și mișcarea este să le miști de jos în sus cu mișcări ușoare. Repetăm acest exercițiu 45 de secunde. Pentru fiecare exercițiu vreau să te concentrezi, să-l execuți cât de corect poți, pentru că nu vom folosi echipament și vreau să mă asigur că lucrezi foarte bine brațele. Foarte bine, de sus în jos, cu mișcări ușoare. Dacă vrei, poți să faci acest exercițiu din picioare sau poți să-l faci stând pe saltea ca și mine. Brațele drepte în lateral și le rotim în față ușor, apoi după o perioadă o să vă spun eu cum să schimbați, le rotim în spate. Însă începem cu mâinile în față. How do you move on when everything is wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you... Rotim în spate. Just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. Din nou în față. Love you a little bit more. Ține brațele cât mai sus la nivelul umerilor. Foarte bine! Următorul exercițiu, ne sprijinim pe brațe și pe picioare, iar din această poziție ne ducem cu palma, atingem călcâiul piciorului opus, revin apoi pe saltea, atingi celălalt și repetăm acest exercițiu 45 de secunde. It's boring, 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight, it's toxic. You were the best I ever had. În aceeași poziție, brațele drepte și de aici îndoim coatele cât de mult poți, le îndrepți. Repetăm acest exercițiu 45 de secunde. Îndoi coatele cât mai mult, le îndrepți, mișcările ușoare, însă asigură-te că îndoi coatele foarte bine. But good wasn't the only perspective of all the days that we had, we lost it. În poziția de plank, sprijinit pe brațe și pe picioare, iar de aici mutăm în față brațul ușor, îl muți pe celălalt
și revii înapoi în spate, în poziția din care ai plecat. Mișcările ușoare, repetăm 45 de secunde. Foarte bine, următorul exercițiu. Pe o dungă și vreau să ții brațul acesta drept. Împingi în braț, te ridici în sus, revii înapoi pe o dungă. Repetăm 45 de secunde. Vreau să împingi în braț și să îndrepți brațul foarte bine. V-am spus, acesta este puțin mai greu, însă lucrează foarte bine brațele. Dacă simți nevoia, poți să iei pauze puțin mai lungi când te duci pe o dungă. Foarte bine, facem exact la fel pe celălalt braț. Cum v-am spus, dacă simțiți nevoia, puteți da o pauză mai mare atunci când sunteți pe saltea, pe o dungă. Împingi în braț, te ridici în sus, înapoi pe saltea. Te descurci foarte bine, mai avem doar câteva exerciții, nu te l-a bătut. Foarte bine, următorul exercițiu, sprijinit pe brațe și pe picioare și îndreptăm brațul și piciorul opus. Înapoi pe saltea, celălalt. Repetăm acest exercițiu 45 de secunde. Mișcările ușoare în drept, revii ușor înapoi, celălalt. Waiting a minute, awaken my spirit now. You got me thinking. Foarte bine, următorul exercițiu. În poziția de flotare, facem o flotare, apoi te duci pe burtă, întrebi brațele în lateral, revin apoi, în flotare, din nou, și repetăm acest exercițiu 45 de secunde. Dacă ți este mai ușor, poți să faci flotări pe genunchi. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep. Foarte bine, următorul exercițiu și ultimul exercițiu. Ne sprijinim pe brațe. În această poziție, picioarele drepte și stai.
stăm aici 45 de secunde. Vreau să ții corpul cât mai drept și să împingem brațe, toată presiunea ta să fie în brațe. Și nu uita, dacă vrei să lucrezi mai mult brațele, dacă vrei să lucrezi antrenamente cu echipament, apasă pe playlist-ul de aici și vei găsi mai multe antrenamente pentru brațe. De asemenea, vei găsi pe pagina mea de YouTube antrenamente pentru restul corpului, așa că aruncă o privire. Dacă aceasta a fost prima dată când te-ai antrenat cu mine, nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube ca să nu ratezi niciun video, pentru că sunt aici aproape zilnic cu antrenamente noi pentru voi.